Ștefan, tu mănânci fluturi? Ești nebun. Da, ce să mănânc? Mănâncă bambă. Ah, fluturi, am auzit pește. De la fluturi la pește, adică... Ok, nu înțeleg nimic. Salut, prieten, dar doar voi trei ați venit, adică... Ah, okay. Da, nu suntem și mai ierari, prieteni. Nu suntem destui. Păi ba da, dar uite, vezi, am zis eu că Crisnel nu mă suportă și nici Irinu, și deci eu nu o să mai vorbesc cu niciodată. Cred că sunt ocupat. Da, sunt ocupat. Stai că ăsta trebuie ascuns aici, da, ok, deci eu, deci această supă o să mâncăm ca niște prieteni aici. Hai, ce bună. De când știi? Da, e făcută de mine, din totdeauna, gen, adică, cum adică? Întotdeauna s-a uitat la cartea ce ți-a dat maica sa. Ba nu, mincinosule, nu mai îmi băga cuvinte în gură pentru că nu am făcut asta. Ia auzi-mă, parcă eram ce copilăros. Să gustăm. Bine, hai să vă cum e. Ok. Bun, vă place? Bă, nu. Nu mai, Ștefan, nu mai spune așa. Cred că mai trebuia puțină sare. Mai trebuia sare. Bă, mă bucur că vă place, dar... Ok, asta e așa, să văd dacă mai avem pe aici niște... Ok, nu am, mamă, n-am desert să văd, dar asta e când vă revin imediat. Desert, yay! Desert, imediat după supă, nici n-am terminat. Frutere. Bă, prieten, ce mi-a spus acolo în pod? Mi-a spus ceva? Ce? Ce-ai, mă? Păi, am găsit o chestie de-asta, uite, o porțiune. Dar nici am fost în casa ta. Aolo. Am venit direct aici. Ok. O să fiu mutant. Să fiu mutant? Sau pe fetițele Powerpuff, e aia ce a făcut fetițele Powerpuff. Aaa, nu pot să crezi, înseamnă că o să pot să zbor, da, să fiu prințesă. Jake e prințesă? O să fiu, nu, eu vreau să fiu Butters, că aia e mai șmecheră. Nu, Buttercup, o să fii că e tu. Da, mă, Buttercup o cheamă. E Blossom, Buttercup și Bubbles, nici nu știi nimic. Ba, taci, băi, din gură, că eu îmi dau poțiunea ta de față cu voi. Ce-a fost, mă, asta? Nici nu ne-a venit praful ăsta. Ștefan, ieri mâncă fluturi? Nu. În fine, na. Da. Cum să mănânce? Mă, ce bună e cafeaua asta aici. Că erau taxele, doamna primară. Taxele? A, dar chiar, Oana, cât sunt? Sau pe ce păi, lună? Având în vedere că sunt prietenii mei, poate vă mai las la preț puțin. Ok, ok, îmi place asta, îmi place rusul, nu? De acord, de acord. Un primar din oraș, yay! Pe bune, mă bucur că am ales-o neașa. Poate nu am voie să vă spun încă, dar avem un plot de vânzare și poate vreți voi să-l cumpărați la un preț superb. Unde e? Poate mi-e unde studiu castel. Păi este chiar aici lângă casa mea. Hai să-l vedem, unde? Sunt curioasă acum, chiar am chestia să construiesc ceva. Este foarte bun locul, este un spațiu foarte mare. E loc mare, chiar e. Și uite, e fix peste de castelul meu. Poftim. Probabil muncitorii, nu știu, nu cunosc. De ce e aici, mă? No, ok, nu contează. Bă, e cam mic. Bă, mie cam mic? E fix peste drum de casa mea și poate mi le conectez cumva, mi-ar plăcea mult. Ștefan, este doar 1000 de năsoși, adică gândește-te, uite cât spațiu aici. 1000, e foarte puțin. Un fel de pod peste stradă, Ștefan, ca și un castel de la mamă, deja am idei o grămadă. Dar cum ai mai aici niciun geam? Nu. De ce? Ai pe celălalt e casa mea acum? Nu, casa mea nu e în partea aia, e în partea asta. E de-aia. Alo, ce mi-ați făcut la casă? Cine ești? Ce? Cine ești tu, băi, piticule? Adică cine ce casă? Sunt eu? Ce casă? Cunoști tu, băiul meu? Casa mea? Mă, l-a spus pe ăsta, l-a spus să fac o glumă sau ce, că nu înțeleg. Ce mă adică de vânzare, dar am plecat cât 10 minute sau ceva? Sunt Jakey, cum adică cine sunt? Jake, nu mai eu nu știu cine e bebelușul ăsta. Unde ți-i mă mica? Eu sunt Lucia. Am o mică întrebare în primul rând. De ce Oana? De ce m-ai scos din poza asta? De ce e Lucia în locul meu? Că eu eram acolo. What? Nu te-am văzut în viața mea. Nu știu ce tot zici. Cum era ziua Luciei? Da, era ziua Luciei. Era ziua mea asta. Uite, sunt alea vezi ale mele. Lucia, ai invitat un copil la ziua ta? La mulți ani. Nu, nu-l cunosc. Unde ai fost mâine? Singurul copil a fost Cristinel, adică. Stai, deci Ștefan, da, mamă, cred că e doar de unde, nu te cunoaște? Nici n-am zis numele, de unde mă știi? Păi, cum adică, Lucia, Oana, Ștefan, ai un prieten pe care îl cheamă Cristinel, Oana stă cu ei. Aaa, ne știe, mă, că am fost la interviu acolo cu presa în fața primăriei, ok. Ce, mă? Aaa, cred că da, a fost cu părinții, Da. Da.
da. Și mă, nu e adevărat, aici e casa mea. Nu, nu este casa ta, este un plot pe care eu l-am pus la vânzare. Te-ai pierdut cumva, ai nevoie de ajutor. Nu m-am pierdut, asta este casa mea. Vreau plotul înapoi și unde mi-a dispărut casa? 1000 de lăsoși la doamna primară. Da. Ce mă? Dar stai. Nu, eu da, la mine. Da, stai, și el nu sunt primarul. What? Eu sunt doamna primăriță. De unde până unde ești tu primarul orașului? Adică, stai, de acum câteva luni. De ce vorbesc eu cu un bebeluș? Păi și la poliție cine e șeful poliției? Știu, hai să ne ajutăm. E țară. Și Cristinel. Da, amândoi sunt. Sunt doi. Păi stai, eu eram șeful poliției și eu i-am făcut pe ei poliție. În visul tău, cred? Ce imaginație are? Stai, mă duc la mall, că acum e sala mea și magazinul meu, o să vă arăt eu, vă arăt eu. Da, ne arată el, da, da, da. E sala de forță, da, e sala mea făcută de mine, aia. Ce are, mă, bebelușul ăsta? Ai construit din Lego cumva? De unde până unde, că e ziua lui, că a fost ziua Luciei. Tu nu ai voie să conduci, cum adică? În fine. Ce se întâmplă? Cred că ai construit în Lego ceva și acum... Dar cred că o să pun în ziar. Cum aș fi... Nu, Lucia, cum aș fi știut tot, gen? Cum ar fi știut un bebeluș totul? Explică-mi și mie, gen. O luăm logic, nu? Păi chiar sunt confuză, sincer. Păi exact, nu se pare că e... T-am mutat părinții tăi în oraș? Trebuie să punem în ziar că e un copil dispărut. E sala lui Mario ăsta. Sala lui Mario? Bă, da, asta e făcută de mine! Da, sala lui Mario. Lucia, nu se amintești că le-am făcut împreună? Poftim, eu n-am pus mâna aici. Avem cum un spital de nebuni pe lângă noi, că cred că a scăpat de acolo, sincer. Ce spital de nebuni? Și în primul rând, cine-i Mario? Uite, aici, vânzătorul. Vânzătorul. Și-a făcut sala aici, are două business-uri. Mă, ce se întâmplă, da... Ce se întâmplă cu tine, bebelușule? Hai să-ți cumpărăm un burger. Supă cu pui. Ba da, supă cu pui. Nu, am doar o ciocolată caldă, uite, poți să o iei tu, poate să revii. Păi. Exact asta m-a întrebat și atunci. Cred că e la rețetele lui mama ta, nu? Exact asta m-a întrebat și atunci, Ștefan. Nu? Atunci? Când? Ce? Atunci când? Când stăteam în fața plotului meu, de fapt pe plotul meu, la grătarul acela și am adus supele de pui și mi-a spus, de fapt Ștefan mi-a spus că bă, dar de unde știi tu să gătești, că tu nu știai? Și eu i-le-am dat și după aia zic că e foarte bun și după Lucia a mâncat și a zis că e foarte bun și după că vreți desert și m-am să iau și am găsit o poțiune. Da, nu știu de unde ai venit să minți în halul ăsta. E episod nou? Ok, am... De asta, de unde ai plecat? Am plecat, lasă-mă, lăsați-mă în pace. Uzeu mașina. Ce-o rămâi cu? Băi, copilașul nu poate să conducă. Oprește-te imediat, oprește-te imediat, dă-te jos. Ștefan, împinge-l, Ștefan, împinge-l. Împinge-l, împinge-l. Păi e mașina mea asta. Nu e mașina ta. Câți ani ai măcar? Uite aici, mai ții minte, Lucia, când eu am făcut ăsta și am stat aici și am relaxat toți ca prietenii? Nu. Ok, deci să încerc să-ți explic încet și cât mai pe înțeles, ok? Noi adică... nu te cunoaștem, vrei să te duci la părinții tăi, te-ai Uite, pierdut... Nu, mai... Lucia, fii atentă, mai știi când am devenit experiment și eram sub canal acolo în canalizare? E un laborator secret în canalizare! Nu știi? Nu, ce? What? Hai, unde în canalizare? Vă duc la el! Doamne, ce mă sperie copilul ăsta! De aici era intrarea. Unde ne duci, copil nebun? Ce? E o altă canalizare normală. E o intrare aici, nu. Ce intrare? În ce nu se poate intra la noi aici? Mă, ce? Nu pot să zic că am urmărit un copil, adică... Mă, aici era un laborator secret în care era un doctor ciudat și m-a transformat în... Adică în ce poveste? Ce am zis, mă, narrativă. Doamne, uite ce cred că țin minte povestea asta cu doctorul ăla nebun care spere copii și în fine, da. De ce îmi pierd eu timpul cu un copil? Îl și pe doctorul nebun? Nu e un doctor într-o poveste? Adică cred că ți-a spus mama ta povestea, nu? Nu, stai, dar și atunci când... N-ați vorbit niciodată cu doctorul nebun? Mă, ce? E un om din SML. Nu e real, dar... Eu cred că tu nu știi să distingi care e real și care e imaginația ta. Nu,
E real, uite, o să stric după el și vine: doctorule, unde ești, doctorul nebun? Unde ești? Doamne, ferește. Doamne. Trebuie să-l ajutăm cumva. Da, chiar îmi pare rău de el. Trebuie să-l ajutăm, clar. Pidorul tău sau de ce urlei? Doamne, doctorul venea când îl strigam. Uite, hai să încetăm cu asta și hai să-ți cumpăr o înghețată, ok? Nu, vreau înapoi în lumea mea. Lumea mea? Ce lume? Lumea lui de nebun sau care lume? Doamne, nu mai înțeleg. Stai, cum fac în cimitir? Nu vreau să-l lăsăm singur. De când un copil merge singur în cimitir? Regele zombie, mai știți? Eram regele zombie aici. De Halloween sau unde? Nu, și vă transformam pe toți în zombie. Eu am fost a mea pisică. Lucia, bă, ai uitat când, asta, în primul când rând. Te-am transformat în zombie și... Adică, cum adică n-am făcut eu asta? Nu călca. What? Nu călca pe morminte, băi, nu e respectuos. Păi, nu, dar de aici ai și tu, Lucia, când am dat cu sceptrul la tine. Ah, ok. Aici te dai, nu știi multe, da, aici a fost Lucia, dar tu n-ai fost. Ba, da, eu eram regele. Eu zic să plecăm din cimitir, sincer. Ce bârfe! Haide să plecăm, tu ce la grădiniță? Grădiniță? Dar nu vreau la... Dar aici sunt bebe! Am o surpriză, ok, hai să ne calmăm. Și te duc aici, avem un castel de la gonflabil. Castel gonflabil, da, ei, de aici. Fiu, în sfârșit. Sari și tu cu mine, Ștefan, sari și tu cu mine, prietenul meu, sari și tu. Prietenul meu. Împreună, împreună. Opa, puci se lasă la intrare, poate asta sunt cei mai buni prieteni, ai vinut în coasă, Rimea, uite. Bă, lasă papucii. Nu, nu să-i las, ei, ei, ce tare. Trebuie să-i găsim părinții neapărat. Nu, că sunt foarte puternic. Da, sunt ok, acum mă duc la mine acasă. Ce casă? Dar tu nu locuiești. Nu se duce. Nu, nu ți minte, asta e singurul plot liber și încă nu l-am vândut. Nu, asta o să fie casa Luciei pentru că o să o vând. Cum pot să vă aduc aminte că eu ieri, dar de fapt n-am cum dacă nu există. Ștefan, nu strica plotul Luciei. Am înțeles. Știam că are un beci secret pe aici. Nu, vă rog să mă ascultați, deci o să vă zic chestii pe care doar voi le știați. Și atunci o să vă dați seama că... Eu cred că sunt Jakey dintr-o altă dimensiune și în dimensiunea asta nu exista Jakey sau ceva. Da, mă, zi odată. Nu cunosc pe nimeni cu numele ăsta. Ok, Lucia. Deci, Lucia, gen, poate vrei să mă duc la tine acolo, sub castel, pentru laboratorul la secret, îl mai știi, nu? Pentru ce? Sub castel? Ce? Stai, voi nu știți laboratorul? Pentru ce ai un loc secret și nu ne-ai spus, sau? Nu. Știi că trebuie să autorizezi asta, nu? Lucia, da, nimic, e copil nebun, vă chiar Lucia, trebuie să-mi arăți dacă chiar este așa ceva acolo, adică... Adică puteți să veniți... Nu e legal, Lucia! Nu e! Păi nu e vorba de... Stai, Ștefan! Mulțumesc că mi-ai spus, o să pot să o arestez, mulțumesc! Ok, ideea este că... Doar prostii. Ok, că o să poată să o aresteze, ok, atunci o să zic ceva de tine, Oana, ca să vezi că nu e doar că am spionat eu pe ea sau ceva. Oana, mai știi când te certa cu Irinuș din cauza Luciei, că Irinuș plecase într-o vacanță și după te-ai împrieteni foarte mult cu Lucia? Mai știi? Da, dar... Tu ce stai? Nu înțeleg, tu unde erai acolo? Ne spionai sau cum? Mă, el ce face? Jucam jocul ăla cu alege ce? Dintre... Nu, tu nu... Mă, Ștefan, el a fost acolo? Nu, am jucat toți. Nu, deci știu cum am certat cu Irinuș, că... Știu că am certat cu ea, dar... Ștefan, ce să zic de Ștefan? Ștefan, da, Ștefan, mai ții minte că ai fost la început în parte din mafia aia, știi tu ce mafie, mafia mascaților, mai ții minte, nu? Bă, Oana, de ce ești? Ți se pare că am vorbit eu cu el? Ți se pare că mi-ai zis că ai o funcție de primar pentru bebelușul ăsta? Ce zici că ai zis că era un mafia aia? Doamne, tu i-ai spus că m-am certat cu Biriuș din cauza lui Lucia. A, tu i-ai spus. Oana, cred că în loc de spital trebuie să-l ducem la poliție, că prea multe știi și e prea ciudat. Da, poate un spion din ăla. Pe față, chestii pe care nu aș fi avut de unde să le știu. Exact. Ești un spion plătit. Păi asta pentru cred că ți-am spus că... bebeluș, poate ești... Păi nu sunt bebeluș. Costumat, ești costumat. Mă, ce mă știi bă, Ștefan! Ce mă, Ștefan, știu că tu ești. Poți să scoți masca aia. Păi încetează, îmi strici orașul, încetează. Zii mă, știi pe băiatul ăsta? Cu masca, mai știi masca asta să știu dacă chiar știi. Da, stai, adică te referi la regele care a avut masca? Da, nu știi, era... Da, ce cu el? Masca? Păi, vrei să zic numele sau ce vrei să zic? Zi numele mai repede. O să zic numele, îl chema Zasami.
Vede, bă, ăsta de unde știi atâtea? Ți-am spus, măi, un spion din ăla secret care ne urmărește. Da, sunt spion, Oana! E ciudat, știe prea multe. Mă, știi de mine? Nu, cum să-mi placă un bebeluș? Doamne, dar nu sunt bebeluș. N-a fost nimeni, era incendiat. Te-ai uitat măcar în oglindă? Na, poftici, acum o să avem un copil dispărut. Dar rămâi pe loc, copilașule. Nu, trebuie... O să intru în belele din cauza ta. Să-mi limpezez mintea, lăsați-mă puțin. Limpezez mintea? De unde știi, măi, de așa ceva? Multe, nu știu. Doamne, ce ciudat. Aici când începe drumul? Că iau, te, a început, dar n-a început. Ar trebui o cărare acolo, pe lângă plotul viitor al meu. Da, o să pun muncitorii să o facă. Bună idee. Știam eu că de aici a furat-o. Ce frumos am ieșit cu toții. Cum poate să zică că a fost ziua lui și nu ziua ta? Doamne, ce ciudat. Eu cred că e foarte... Deci te dai într-o parte, Lucia, ai stricat poza. Ba nu, uite și ăsta din... Deci nu știu cel de casă, adică vezi voi o casă spatele casei mele, eu nu văd nimic, eu nu știu ce tot vede el acolo. Nu, care mă văd, dar vedeți la poza asta acum cu ziua mea de naștere? Ce se întâmplă cu pelușul? Da, nu știu, e de la poțiunea aia, de la chimicalele alea, de ți-am zis eu de ele când eram... Nu mai bea suc, copilule. S-a costumat. Știam eu că e spion. Nu eram costumat. Oleu, ciudatule. Uite, și eram, bă, dar fix aici. Exact, fix aici. Uite-te tu, uite-te tu în stânga, e casa Oanei, da? Și lângă nimic. Și în spate era casa mea. Nu e nimic. Nu e nimic. N-a fost nimic acolo niciodată. Ați editat poza. Poftim. Uite, deci îmi amintesc de acea poză. Acea poză mi-a trimis-o. Da, la mulți ani, Lucia. Mi-a scris-o Oana. Și aia din spate, te vezi cu scrisul la roșu. Aia mi-a trimis-o caluga. Aia cu scrisul roșu, vezi? Nu, e cu roșu pentru că așa îi place Luciei. Doamne, dar nu e Lucia. Și nu era mai lor. Uite, și Ștefan, știi de ce erai mare, Ștefan, nu? De ce? Am dat cu instrumentul ăla în tine și te-a făcut mai și după te-a făcut mic și după ți-ai revenit ca și cum. Mai știi, deci, nu? Deci m-ai făcut atunci? Păi... Eu nu știam de ce devenisem mare. La ziua Luciei. Da, pentru că mereu ne-a urmărit și a făcut din umbră tot. Da, deci vrei să ne strigi viața. Nu e adevărat. Cred că acum poți să-l arestez. Nu mai e beluș, așa că poți să-l iau. Nu mă arestez. Nu. Aoleo, nu, orice, dar nu asta. Nu mă arestez. N-am făcut nimic. Eu vreau înapoi în lumea mea, Oana. Lume. Asta e realitate, obișnuiește cu ea. Ce lumea lui, deci nu înțeleg. Într-o poezie, vreau în lumea mea, Oana. Dar de ce mă arestez? Bagă-l acolo, ofițer. Ilegal. Pa, bă, și prea multe, nu mă interesează. Da. Măi, un spion, ar ști chestiile astea. Să declar. Nu sunt spion, eu sunt prietenul vostru. O să chemăm pe cei de la FBI să-l interogheze mai târziu. Lucia, nu mai știi când ai făcut minioni? Când ai făcut minioni atunci? Sau când am jucat fotbal pe teren și am intrat în echipa așa cu... Ai vrea să-i o băgăm în gură? Nu vreau să mai ascult nimic. Oana, stai, Oana, mai ții minte iactul cu petrecerea băieților și erai geloasă când am făcut-o cu tine? Da, pe iactul ăla pe care sunt l-am găsit de la miliardarul ăla. Sunt doamna primar, cum să fiu eu geloasă pe așa ceva? M-am plictisit de tine, ok, stai aici și taci. Pune-mă foaia asta în gură. Nu, lasă-mi foaia asta. Termină, pleacă de aici. Puh, ia, pleacă cu asta. Oameni. Cum ai ieșit în primul rând și ce arăt așa? Nu știu, am devenit câine lup dintr-o dată. De la poțiunea aia, Poftim, cum să spargă ușile? Ce e, mă, chestia asta? Ștefan, de unde are chestia asta? Ia uite ce am. Nu știu, lasă-o jos. Băi, primăria mea! Primăria mea! O să plătești pentru ea. Nu o să plătesc nimic. Primăria mea. Bă, dar chiar Jakey rău, Jakey rău, unde e? Tu ești ăla, tu ești ăla. Jakey rău, tu ești rău, pe distres pe aici. Nu, aici era... Dar cred că era din gheață. Bă, dar chiar, mai știți când? Când Jakey rău mi-a luat corpul jen din cauza lui, aproape orașul a fost... Sau mai știți regele din cază? Jakey rău, Jakey rău, mai zăpăci cu Jakey rău. Dar mă, de tine! Nu există nimeni. Nu știm nimic, că nu te cunoaște. Nu există nimeni cu numele ăsta, încetează. Florna, Nocivanu, Mamă, Doamne Ștefan, Insanity și Silent.
Deci înseamnă că voi nu știți pe regele înghețat și nici pe J.K. Rowling. Ok, asta e o idee bună, dar mă rog, înainte de asta trebuie să mai distrug un pic orașul. Băi, încetează! Așa, perfect. Ștefan, trebuie să facem ceva. Pot să fac ce vreau, că nu e orașul meu. Încetează. N-ai cum să-mi dai bani când sunt câine lup. Sunt prea puternic când sunt câine lup. Poți să încerci ce vrei. Ai suferitule. Ba da, ba da, ba da, exact. Înseamnă că o să-l distrug. Oprește-te. Dă-te jos. Dă-te jos. Poftim. Nu îndrăznești. Lăsați-mă, că am treabă. Lăsați-mă puțin. Bă, dă-te jos din mașina mea. Dă-te jos. Da, lasă să plece. Să nu mai văd. Hai, pleacă. Așa. Hai că pleacă. Doamne, băi, ce-a făcut ăsta pe aici? Sunteți prietenii mei cei mai buni. Prieteni, unde sunteți? Ați uitat de ce mine? Ce mă, parcă plecai? Păi plecam, dar înainte de asta vreau să... Aoleu, nu mai scap de el odată. Adică ce e poțiunea din, făcută din chimicalul X. A, ia uite-o, vedeți? Asta nu era sub fântână. A, Ștefan, tontoloiule. Este exact la fel de netot cum ești în orașul meu. Mulțumesc foarte mult. Ok, deci ideea este că... A, nimic. Ok, deci fii atent. O să dau poțiunea asta, am dat-o cu voi la început, chiar dacă voi ce nu știți chestia asta. Nu, dar pe noi, nu dai pe noi, eu nu vreau. Iară cu voi, mamă, idei că dacă no. Vă ok, atunci o să o dau aici, o dau aici, ok? Da, dă-o pe tine, hai. Ok, hai. Hai, bam! Mă, chiar a dispărut. În sfârșit, nu mai suportam nici măcar o secundă. Mă bucur numai că a dispărut. El vrea să dea și noi, deci asta voia el. Dispărăm. Da, să dispărăm pe vești. Doamne, nesuferitul. Doamne, a ajuns tu ciudățenie pe ziua de astăzi. Acum trebuie să repar tot orașul. A, da, chiar, trebuie să o ajutăm pe... Uite, ai fonduri, eu să mă culc din nou. Vai, de mine, 800 de diamante. Fan! Da, cred că mă să mă culc, că și vin să te ajut, Oana. Mersi. Uleu. Ce s-a întâmplat, mă? Ce... Ce-a fost asta? Și mă cu praful ăsta? Și-a dat Jake parfum. Cred că era stricată supa asta, să-i... Iuuu! Ciudat! Mai bine dă desertul decât să mănânc asta. Uleu! Oare să spură dacă o aruncăm la gunoi? Dar unde? Că desertul o să fie la fel. Unde? 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 Unde e cuște gunoi? Să o aruncăm peste gard? Salut! Ce faceți aici? Nu, yummy! Bine! Supa de mâncat a fost, wow, ce bun a fost. Da. Deci v-a plăcut, da, ok. Dar parcă ziceai că ne aduci desert, unde e? A, așa da, ziceam. Băi, de, ia stai, vreau să verific ce veniți după mine repede, veniți după mine repede. Ce, ulu, nu me... Bă, n-a stricat supa. Am mâncat-o, dar... Ce-a fost asta? Exact. Tu ai gătit-o. Poți să dai vina pe mine. Da, și unde mergem? Unde mergem? Deci, nu cred că realizați cât de mult mă bucur că suntem înapoi împreună toți. Înapoi împreună? Adică. Ai fost plecat pentru 5 secunde. Era în podul... meu. Stai, ce secunde a trecut pentru voi? Eram în podul meu și era o poțiune ciudată, gen, am aruncat-o și m-am dus într-o lume în care nu exista Jakey, gen. Adică VR. Nu, Ștefan. Ok, hai unde mergem. Parcă aș vrea să trăiesc în lumea azi. Oh, serios. Era Oana primar, Ștefan era polițist. Eram primar? Vai. Da, și aveai mulți bani și Lucia, tu erai o mal străzi, gen. Nu, ce mă? Da, bine, da, nu contează. Ok. Veniți cu asta. Vreau să se văd poza, deci în poza, poza? Aia, mamă, deși poza aia de la Mecca acolo, nu de ziua mea. Ziua mea era a mea. Da. Și în care tu, Lucia, tu dar mai ții minte ce se întâmplă sau cum, că nu înțeleg. Eu nu știu poza. Da, uite, eu sunt. Oh my god, nu pot să cred și lumea aia. JK băut? E ziua Lucii și nu a mea, gen. Am mai văzut-o, am fost la McDonald's, am văzut poza asta. Bă, când a fost poza asta, nici eu știam pe Lucia, cred. Bă, ideea e că ignorați tot ce am spus. Dacă vreți să vă fac cinste cu 15 meniuri la Mac, din banii mei, totul. Ok, what? Ok, deci stați aici, aș o vin imediat. Mama, deci... Bine! Te vreau și piniata.